Duminica 19-a după Rusalii a fost prilej de bucurie duhovnicească pentru credincioșii din parohia Miron Costin, protopopiatul roman, care la împlinirea a 5 secole de la ctitorirea bisericii satului au avut în mijlocul lor, la acest eveniment, pe părintele arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial, delegatul în al preasfințitului părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Cu acest prilej a fost sfințit și inaugurat așezământul social-cultural ce îl are ca patron pe Sfântul Ierarh Nicolae. Încă de la primele ore ale dimineții, din data de 4 octombrie 2020, credincioșii din parohia Miron Costin, foste brănișteni și pelerini din satele învecinate, au venit pentru a se ruga în Biserica tuturor sfinților, zidită de panul Eremia, mare vistiernic și de la cărei ctitorie s-au împlinit anul acesta 500 de ani. Deoarece condițiile actualei crize medicale, provocate de pericolul infectării cu noul coronavirus, nu a permis desfășurarea manifestărilor cultural-religioase specifice unei astfel de sărbători, în contextul hramului Bisericii închinat Duminicii tuturor sfinților, bucuria acestui ceas aniversar s-a împlinit odată cu sfințirea și inaugurarea așezământului cultural-social Sfântul Ierarh Nicolae, ridicat prin osteneala credincioșilor acestei comunități ecleziastice de-a lungul a 3 ani, la inițiativa și cu implicarea preotului paroh Gheorghe Agafiței. Astfel, după oficierea Sfintei Liturghii, în Sfântul Chivot, ctitorit de Eremia Vistiernicul, de către un sobor de preoți romașcan sub protia părintului protopop, Alexandru Dan Antoce, cler și popor, în sunet de clopot și de cântări sfinte, interpretate de corul psaltic Trisagion, s-au deplasat spre așezământul social-filantropic, așezat sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae, mare făcător de minuni, ajutătorul săracilor și ocrotitorul familiei creștine și al tinerilor, unde a fost oficiată slujba de sfințire de către părintele arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial. După momentul liturgic, părintele vicar a remarcat în cuvântul său activitatea pastoral-misionară desfășurată de preotul Agafiței Gheorghe în această parohie de-a lungul a 37 de ani, timp în care au fost realizate lucrări de reparație capitală a monumentului ecleziastic și a casei parohiale, lucrări de pictură, dar și de zidire spirituală a credincioșilor încredințați spre păstorire. De asemenea, a felicitat Consiliul Parohial și pe credincioșii care au sprijinit această inițiativă, precum și întreaga activitate a preotului, subliniind faptul că orice lucrare împlinită în biserică reprezintă o ctitorie care poate rămâne mărturie peste timp. Suntem responsabili, suntem datori și ne obligăm să ducem mai departe acest mesaj al Evangheliei. Și prin ceea ce facem, prin ceea ce scriem în fiecare zi, puțin câte puțin, slovă cu slovă, construim un viitor. Ne sperăm și sperăm să fie un viitor frumos, un viitor al mântuirii fiecăruia dintre noi. Construim, uitați, un așezământ social filantropic. Ridicăm o troiță, pictăm o icoană, facem o spovedanie. Toate sunt ctitorii sufletești, fie pentru noi, fie pentru comunitatea în care trăim. Totodată, binecuvântarea acestui așezământ cultural-social și a lucrărilor desfășurate în parohia Miron Costin, la ceas aniversar prilejuit de împlinirea a 5 secole de existență a Bisericii Satului, de către delegatul în al preasfințitului părinte Ioachim, a reprezentat și încununarea întregii misiuni pastoral-misionare pe care preotul Agafiței Gheorghe, acum, la sfârșit de misiune preoțească, a desfășurat-o în cele 2 parohii unde a activat. Vlăniceni, protopopiatul Piatra Neamț, și Miron Costin, protopopiatul Roman, de-a lungul acelor 42 de ani. Prezent la acest eveniment, părintele protopop Alexandru Dan Antoce a vorbit despre faptul că evenimentul din această zi este un moment de bilanț, în care este încununată activitatea de 37 de ani a unui preot vrednic care a reușit să continue munca predecesorilor săi la altarul bisericii acestei comunități, ducând la bun sfârșit mandatul său preoțesc, dând apoi citire deciziei chiriarhale de încetare a angajării preotului Agafiței Gheorghe din funcția de preot paroh prin pensionare la limită de vârstă. De asemenea,
S-a dat citire deciziei chiriarhale de continuare a activității pastoral-misionare a preotului Agafiței Gheorghe de către preotul segneanu Constantin Valeriu, care a fost instalat în noua demnitate de preot paroh al acestei parohii. Referindu-se la semnificația simbolică a însemnelor primite de noul preot paroh în misiunea încredințată de ierarh în parohia Miron Costin, părintele vicar eparhial Pimen Costea a subliniat: bucuria aceasta a schimbului de generații a cunoscut-o această biserică de-a lungul timpului în nenumărate rânduri. Dar fi posibil să răsfoim paginile istoriei scrise în această biserică, am vedea prin ce a trecut acest popor și această comunitate care s-a grupat în mod simbolic, dar doritor de mântuire în jurul acestui sfânt jertfelnic. Părintele nou instalat a primit Sfânta Evanghelie. Având obligația de a păstori această turmă a lui Hristos și de a învăța cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia care hrănește sufletele celor care doresc să crească în Hristos și pentru Hristos. În același timp a primit Sfânta Cruce, având obligația de a se jertfi pentru toți cei care și pe care i-au fost încredințați, pe cei pe care Dumnezeu i-a rânduit să-i aibă ca păstoriți, să se jertfească pentru parohia aceasta, pentru familia sa și pentru sine. Viața de păstor nu este una ușoară, deși de multe ori noi o facem să fie accesibilă. Trebuie să fie o viață jertfelnică, ostenitoare, dăruitoare și iubitoare. Dincolo de toate acestea, obligația lui majoră este de a deschide sufletele tuturor celor pe care Dumnezeu i-a încredințat. A primit o cheie, în mod simbolic, adevărat, dar este cheia cu care va trebui să deschidă inima frăților voastre, în taina spovedaniei, de a vă face să fiți curați, de a deschide sufletul și de a deschide în cele din urmă împărăția cerurilor. La final, preotul Agafiței Gheorghe a rememorat fragmente din activitatea pe care a desfășurat-o alături de credincioșii săi de-a lungul celor 37 de ani de pastorație. A mulțumit tuturor celor care l-au sprijinit în pastorație, membrilor Consiliului Parohial și ctitorilor, delegatului în al Preasfințitului Părinte Ioachim, pentru cuvântul de apreciere și slujba de sfințire, precum și credincioșilor care au participat la acest eveniment.